Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod din Șahmat, sunt Ciprian Crețescu. Alături de mine au revenit Irina Bulmaga și Levente Vaida pentru partida decisivă. Vă reamintesc, primul joc s-a încheiat remiză. Irina, astăzi vei avea piesele negre. Da, sunt curioasă ce a pregătit Levi să joace cu albul. Dar tu? Ce ai pregătit? Nu voi divulga toate secretele pregătirii. Levi, tu ești pregătit? Cum vei aborda partida? Da, o să încerc să evit pregătirea de data asta. Vom vedea dacă iese bine sau nu. Irina și fiica mea cea mare joacă șah, are 7 ani și am observat că încă de la nivel de copii există uneori această teamă de adversar. Eu, ca să o încurajez, de multe ori i-am dat exemplul tău, i-am spus, uite, Irina Bulmaga a ajuns numărul 1 pentru că se bate cu oricine, pentru că pentru ea nu contează adversarul, ci doar piesele pe care le are în față. Vorba lui Rubinstein. Când a fost întrebat care este următorul său adversar, marele maestru polonez a spus: astăzi voi juca împotriva pieselor negre. Care este filozofia ta? De unde provine forța ta mentală? Într-adevăr, ai spus bine că zilele astea mă bat cu oricine și de la o anumită vârstă încep să înțelegi că lupta de pe câmpurile tablei de șah este una în care nu este loc de compromisuri, de teamă, nu se poate întâmpla nimic grav. În cel mai rău caz pierzi o partidă, pe când, din păcate, sunt și alte lupte pe care un șahist trebuie să le ducă. Mai nou cu federația, cu, mă rog, capitanii. E destul de greu și în ultimul timp mi-am dat seama că îmi iau energia mai mult în pofida decât datorită. Dar atâta timp cât asta mă face să progresez și să merg înainte, asta e. Lupt și sper să iasă bine. Levi, aceeași întrebare și pentru tine. Sunt convins că de-a lungul carierei ai întâlnit nume uriașe din șahul mondial. Cum ai abordat acele partide? Da, păi, nu. În general suntem învățați la început să nu ne pese de adversar, să nu ne fie teamă și, într-adevăr, ce mai mult contează ce se întâmplă pe tabla de șah. Cu toate astea, nu, evident, jucând cu un jucător mai tare sau mai slab, tot timpul ne afectează într-un fel. Acum, de fiecare depinde cum poate să-și controleze astea și să-și găsească echilibru. Nu e ușor. Bun, propun să trecem la partea de joc. Reamintesc telespectatorilor că partida din episodul trecut s-a încheiat remiza, așadar urmează întâlnirea decisivă. Se joacă blitz cu timpul de 3 minute și 2 secunde adăugare. Vă urez succes! Mulțumim! Ok, deci am albul și o să încerc să joc ceva random să evit teoria. Vom vedea ce iese. În această partidă am negrul. Să vedem ce alege Levi să joace prima mutare. Cred că de obicei joacă ceva gen calfe 3, da, asta voiam să spun, calfe 6, G3. Să joc G6 sau B6 acum? Haideți să încercăm B6. Ne pun B7. Poate va fi o trecere în voiam să spun că în Indiana Dame, doar că atunci când a jucat D3, deja este o Indiana regelui inversată. B6, interesant. Interesantă abordare, trebuie să recunosc. Dar, na, evident, din moment ce așezarea mea nu e pretențioasă, negru își cam permite să facă orice. Dar, na, ideea e să fie
să-mi scot piesele, să fie o poziție de joc și, na, evident, să joc cât mai repede. Acum e o întrebare, deci practic pot să joc cu E4 sau C4 poziția asta. Sincer, nu știu ce să zic. Hai să jucăm cu E4. C5. B3. Wow. B3 e interesant. Nu am mai văzut o astfel de setare pentru alb. Ne pune 7. De obicei, albul juca E4, turne 1 și încerca să închidă centrul, iar apoi să vină cu un atac pe flancul regelui. Aici, probabil, tot E4. Foarte ciudat. Voi încerca să joc ce? Mă gândeam la dama C7, dar poate să bată în D5 și nu voi putea lua cu calul, va trebui să iau cu pionul. Ok, cred că e bine și așa pentru mine. Da, și la fel, evident, e important să încercăm să jucăm și cât mai rapid. La fel, acum luarea pe D5 e o întrebare. Dacă vreau sau nu. Nu mi-e clar, sincer să spun. Nu mi se pare și periculoasă luarea. Și acum, pot să încerc să mă aduc calul pe F5 sau să intru pe E5. Când joacă D5, tot timpul o să am câmpul pentru C4. La E5 voi juca probabil cal de 7 și voi încerca să fac rocada mare și să vin cu contrajocul meu pe flancul regelui. Da, eia de 5 era de așteptat, eia de 5. Acum albul amenință nebun F6 și nu voi putea lua cu nebunul. Și am o alegere interesantă, să joc rocada mare sau rocada mică. Rocada mică e mai safe. Cu un mare maestru nu trebuie asumate prea multe riscuri. Voi încerca să las pe el să vină înainte. La fel, e o poziție neclară. Aici, într-adevăr, e o întrebare bună. Că ar trebui să merg spre planul ăsta, să aduc calul pe G5 sau nu. Evident, e un plan mai ambițios. Dar poate să fie și riscant. Sincer, nu e clar cum o să joace. Deci G6 cred că e mutarea corectă, dar din cauza nebunului de pe B2 pare o decizie grea. Dar, na, evident, oricum o să joace după aia D4, deci nu e grav. Dar nu e o decizie ușoară pe moment. Deci, practic, H4 e un fel de bluff. Acum, nebunul ăsta din B2 e o piesă foarte bună pentru alb, doar că problema e că eu o să încerc să închid diagonala jucând D4, probabil. Și atunci albul va avea de rezolvat ceva probleme. Cal H4. Albul amenință să ia în F6, poate, la un moment dat și să ia în D5, deși momentan amenințarea nu este puternică, fiindcă turnul din A1 atârnă. Poate vrea să joace cal F5. Da, probabil asta e. Pot să joc nebun C8, doar că nu aș vrea să duc nebunul, deși s-ar putea să nu am o altă opțiune. Cred că voi juca nebun C8. S-ar
să nu las calul în F5 și în același timp după nebun F6 pot lua cu nebunul și atârnătura în A1, astfel că nu va avea timp să-mi ia pionul din D5. Să vedem. Poate voi juca nebun E6 la următoarea și apoi D4, încercând să-mi urmez planul de a închide nebunului de pătrățele negre. Mai are opțiuni ceva gen nebun C8, evident, însă nu cred că e așa de bine. Era bine să am damă F3 în poziția asta. C4 ar mai fi, evident, o opțiune să pun presiune pe D4 cât mai repede posibil. Sau pot să joc H3 să... Da, cred că așa o să joc. Deci am pierdut prea mult timp la mutarea asta și nu sunt mulțumit deloc. În același timp, nebun G4 ar putea fi o altă amenințare. Probabil dacă aș fi cu alba juca H3, exact când mă pregăteam să spun asta. Ok, voi juca nebun E6 aici, mi-apăr pionul din D5 și în același timp pregătesc, cum am zis, D4. Da, nu am jucat bine. La fel, nu vroiam să joc dama F3 imediat, că mi era frică de cal B4. Și cal D4, de fapt, e o opțiune pentru negru. Deci, ia să vedem dacă o să aibă curajul să joace cal D4. Da, el vrea să vină cu B4 la D4. Din acest motiv o să joc A5. A4 și să joc D4. La D4 dama F3 nu e posibil, va juca probabil cal C4. Cal C4. Să încep cu turn E8. Cred că voi avea mereu timp de D4. Sau nu? Acum după dama F3 o să-mi atârne calul din C6. Voi juca turna C8. Și ignoră complet mutarea asta. Cal F5. Da, probabil ar fi fost bine să joc D4 ceva mai devreme. Acum, probabil va trebui să iau un F5 și să joc acum D4 sau aș mai avea opțiunea de a juca cal B4. Cal B4 pare o mutare bună, amenințând cal IAC2. Acum e o întrebare bună, ce e de făcut. Da, cal D4 e o mutare interesantă aici. Nu mi-e clar exact ce se întâmplă. Na, evident se poate juca și cu cal B4. Aici nu mi-e clar dacă repetă mutarea, dacă îmi convine remiza sau nu. Probabil că nu îmi convenea, dar nu avea de gând să repetă mutarea și acum nu o să mai am de șansa. Probabil că o să trebuiască să sacrific un pion aici, dacă vreau să
să-mi păstrez activitatea sau, da, e și asta o abordare, pare să fie o abordare mai sigură. Va trebui să joace ceva gen turna C1. Da, și acum după D4 va juca probabil cal C4. Dar are și el câmpurile lui în poziția asta. Nebun F8, să încerc așa. Da, nebun F8 pare o mutare bună. Acum amenință să iau în E1 și apoi în C2 să câștig un pion. Am ceva mai puțin timp, ar trebui să mă mișc mai repede. Turnee 8, turnea E8. Nebuna 3. Dar nu aș vrea să-l las să schimbe acest nebun. De aceea voi juca cal C6. Poate să aducă calul pe C3. Nu știu dacă e o mare problemă, ca să zic așa. Evident, e o problemă mai mare faptul că nu prea am timp. Hai să facem așa. Dar nu mi-e clar dacă vreau asta. Dama E7. A, cal acolo. Ok, deci aici iar am mai multe opțiuni. Eu o să iau. Nu mi-e clar dacă îmi place luarea. Dar cred că mai degrabă o să joc așa. Deci acum la cal C4 trebuie să iau. Trebuie să iau și aici. Păi era important să joc așa încât să pot să-mi scot nebunul de pe A3. Cu regele probabil că o să vin pe D1. Poate era mai bine să mă duc pe D3. De fapt, poate ar trebui să mă duc pe E2. Nu mă deranjează schimbul damelor din moment ce am pereche de nebun. Dar nu se vede. Da, astea, la fel. Nu mi-e clar dacă a fost o decizie bună ce am făcut aici. Ia să facem așa. Nu văd ce fac exact aici, sincer să spun. Asta pare să fie o mică greșeală, că a picat pionul de pe F7, pică și G-ul și da, asta ar trebui să fie end of story. Mod normal. Acum, na. Deja, cred că era mai bine să mă duc direct la pion, dar se pare că am șansa. Da. Și nu se mai putea ține poziția. Nebunul lui de câmpuri negre este destul de limitat și nu aș vrea să-mi schimb calul meu pe el. În schimb, aș vrea poate să joc cale 5, da, nu mai am foarte mult timp, trebuie să mă mișc mai rapid. La turne 1 să iau un C4, probabil. Da, la turne 1 voi lua un C4. Care e C4? De C4. Ok, să iau un E1. Să-mi fac un luft H6. Nu, nebun de 6 poate e mai bine. Dama e 7 acum, șah. G6. Rege G7. S-ar putea să am ceva probleme cu pionul B6. Ar trebui să-mi regrupez calul, probabil.
H5. Rege F8. Trebuie adus regele în centru, în final. Asta e o strategie bună. Rege E6. Și apoi voi vedea ce să fac cu calul. Nebun D6. 5. Cale 8. Nebun de 5. Aoleu, am dat pionul din F7. Da, și împică toți pionii. Nu a fost o decizie bună. Da, probabil partida asta nu a mers prea bine. Spre final, am dat toți pionii, din păcate. Asta e problema cu criza de timp, când vezi cum pleacă secundele, ești tentat să muți repede și atunci apar greșelile. Nebun C8 așa, nebun G5 aici a fost o mutare bună. Nu știu ce ar fi trebuit să joc, fiindcă amenințarea poate fi și nebun C8. Poate nebun E5 era o mutare bună aici și la nebun C8 să joc rege D6. Da, probabil asta era soluția pentru a menține poziția egală. Altfel, părea că aveam un mic avantaj la un moment dat, datorită nebunului de câmpuri negre destul de prost plasat al albului, dar probabil am întârziat să vin cu D4. Poate aici la A3 trebuia să joc D4 imediat și să nu fie frică de acel B4, fiindcă aș fi avut nebun D5 și chiar dacă luam C5, puteam oricând să iau cu pionul B și negrul era în regulă. Și da, aici în jocul de mijloc, deci eu cred că avea opțiunea să repete mutările, să joace cala 2 și cal C3, adică cala 2, cala B4. Nu știu dacă am și alte soluții să aper pionul ăsta decât să repet mutările. Evident, pot să încerc ceva gen C3, dar poate să fie un pic periculos. Irina, chiar la final. Da, din păcate mi-am dat toți pionii în criza de timp. Bine, Levi avea avantajul celor doi nebuni, perechii de nebuni, dar totuși cred că finalul ar fi putut fi ținut la egalitate cu un joc precis. Da, asta e. Trebuie să mai învăț și să mă mai perfecționez. Levi, felicitări pentru victorie. Mulțumesc. Păi, na, cred că a fost bună pregătirea mea, care se baza pe faptul să evită pregătirea ei. Și, în rest, a fost o partidă interesantă și, într-adevăr, la sfârșit am avut noroc, dar, na, aveam foarte puțin timp, nu știu ce se întâmpla. Dar cred că aveam șansă bună oricum. Irina Levi, vă mulțumesc pentru participare, pentru partidele disputate și comentariile oferite și vă urez succes în tot ceea ce vă propuneți. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Sunt Ciprian Grețescu și vă dau întâlnire la un nou episod din Șahmat sâmbătă viitoare la 9:30 la TVR1. Toate cele bune!